69. Ce vă spune acest număr pe revers? 69. Cu voi am făcut 69. Nu săriți pe mine, nu săriți pe mine. Așa arată canalul de YouTube, la numărul de subscriberi, la numărul de înscriși. 4,69.000. Ne apropiem vertiginos de 5.000, pentru care vă mulțumesc pentru susținere, pentru abonare, pentru clopoțelul care sună la 10 dimineața de luni până vine. Haine-ți, bă, cum ai postat ceva, Bendea. Nu pot decât să închin o ceașcă de cafea, când mai bună, când mai rea. Este cafea, da, este, că a dat-o Alex Solari. Fostul meu elev Alex Solari a intrat pe buymeacoffee.com, important.com/Micu Bendea. Și a dat nouă cafea. Cafele, băiat bun, vedeți? Nici eu înseamnă că nici eu n-am fost profesor rău. Dacă foștii elevi intră pe site și dau cafele, că și eu am stat treaz pentru ei să le pregătesc lecțiile, să-i pregătesc de viață. Hai, bună dimineața, să intrăm în subiectul zilei. Sau mai precis, în subiectele zilei. Tineret, un tineret ni speranța. Nu vedeți că și aseară Naționala de Fotbal, antrenată de Mirel Rădoi, cum ar fi zis Emeric Ieni, a scos un 1-1 cu Irlanda, către nu vine din Irlanda, așa la 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 la. Și zice Mirele, hai da, hai Mirel Rădoi, 1-1 și suntem în urna a doua valorică. Nu înțeleg ce e asta, dar poate că e un pic de bine. A venit Eric Bigfalvi, a venit din Ural, din munții Rusiei, ca să ne egaleze, să scot un egal cu irlandezii. Tinerel nu-i, care 32 de ani, dar avem speranțe. Avem, mâine, poi mâine, intră și Dan Petrescu la Națională, poate și Dorinel Munteanu, dacă iese deputat sau senator PMP de Cluj. Bă, tineretul ni-i speranța, asta e. Egalul ăsta cu Irlanda de aseară, nici Neti Sandu nu l-a prezis. Săraca e în izolare. Dacă și ea, care știa astrele, zodiile, chakrele, contorul de la gaz, nu a reușit să-și prevadă ce o să se întâmple cu ea, apăi de noi, vai și amar. Că în Fălticienuri, stă un spital nou-nouț, gata, stă încuiat. De ce? Că n-are aparatură. Aparatură limează cu tui în gură. Da? Deci avem un spital, cum procedăm? Un spital nou. N-are nicio dotare înăuntru. De ce? Furnizorii nu s-au grăbit cu echipamentele din cauza de bani. Că nu le-au ieșit licitațiile, nu le-au ieșit lor bani. Pe ăștia nu-i bate Dumnezeu. În plină criză sanitară. Noi de când ne-am născut trăim o plină criză sanitară. Ăștia nu sunt stare să doteze un spital că nu primesc suma potrivită. Pe ăștia nu-i bate Dumnezeu, numai pe noi, pe ăștia amărâți. Cui să ne adresăm? Cui să ne adresăm? Cafelei, cafea de la Alex Solari, fost elev, o cafea de pe buymeacoffee.com/Nicu Bendea. Îl țin minte pe Alex Solari, deși am avut mii de elevi, să nu zic zeci de mii, îi țin minte aici, domnule, un nume, o față, și asta Alex. Era un tip așa, slăbuț, dar cu niște ochi plini de viață, curios, inteligent, interesat de ce se predă. Că vorba aia, eu n-am predat orice materie, am predat, vă spun data viitoare. Materie frumoasă, care îți pune rotițele în mișcare. Băi, dacă elevii încep să dea cafele, vor să mă țină treaz. Să vă zic fel de fel de probleme. Trebuie stau și ăștia care fac asfaltarea pe tronsonul ăla, Sebeș Alba. Ci că au pus proiectoare și asfaltează noaptea. Merg acolo, împlin toate utilajele, oamenii cară, pun bitum, pun asfalt. Să fie gata autostrada pe 1 decembrie. Că ce-or zis, pe 1 decembrie, de ziua țării, trebuie să fie gata autostrada. Sau, mă rog, bucata aia de autostradă trebuie să fie gata pe 1 decembrie. Mă rog, dacă nu o să mai fie parade și defilări, e foarte bine că se termină pe 1 decembrie autostrada. Pentru că nu strică cu șenilele. Nu strică asfaltul cu șenilele. Urmează alegerile și de-aia trebuie să ne batem cu cărămida în piept. V-am terminat aproape 10 km de autostradă în acest an. Votați-ne! În voluntari! Voluntarul Lupandele! Voluntarul Lupandele, muică! În voluntarul Lupandele, știți că-s peste tot panouri cu afișaje electorale. În voluntari, numai candidații PSD, respectiv doamna Firea, care pentru Senat, numai afișele lor rezistă. În rest, o ruptă și-o dat cu vopsea neagră. Băieți buni, involuntar. Dar de ce nu pun oglinzi? Să nu mai pună panouri de afișaj. Oglinzi. Și să iasă Madame Firea, așa n-are job. Poate îi dă un blow, pandele, dar...
Îți rău, cam început cu 69, îți rău. Da. Se iasă doamna Pandele, să stea să se aranjeze doamna Gabriela Firea Pandele în oglinzi și asta să fie campania electorală. Că să arată ea cum e în oglinzi. Ei, ce viață! Săruna, tantiane, ce faceți? Dimineața pe răcoare. Încă mai frumos. Săruna, ne bucurăm. 92 de ani și în formă. Cafeaua am băut-o, săruna, mulțumesc. Vedeți că are grijă. Dacă nu dați voi câte un cafea pe Buy Me a Coffee, dacă ai ce freză. Asta nu-i freză, ăsta-i păr, mă, ăsta-i păr. Ce are Nicu Bendea și n-are Nelu Tătaru? Păr. Dacă nu dați voi cafea pe Buy Me a Coffee, vecina tantiani la 92 de ani dă dânsa o cafea. Vedeți? E concurență mare. Dominic Fritz, noul primar al Timișoarei, angajează city manager. Sunt o droaie de condiții ca să fii city manager în Timișoara, dar cea mai tare dintre ele e aia să ai simțul umorului. Toți oamenii din România, toți românii pot candida la funcția asta de city manager pentru Timișoara. Unul singur nu. Îl știți și voi? Klaus PSD Iohannis. Ăsta nu râde nici a treia zi, deși noi ardelenii râdem la două zile după ce auzim un banc. Ăsta nici a treia, că nu se prinde că e banc. Îi zice, concurs de angajare, vine Klaus Iohannis cu Fritz, vorbesc în săsească, în jvăbească, în demțească, în merchelească. Și zice Fritz, ok, ai toate competențele, să zic un banc. Un ce? Un banc. Și zice un banc. Un banc de la Radio Erevan. Zil. Alioșa sună în ziua anunții și întreabă, astăzi mă căsătoresc, ce sfat îmi dați? Răspuns de la Radio Erevan, ne pare rău, acum e prea târziu. La care Klaus PSD Werner Iohannis. Și când zici, bancul. Nu, ăsta e râsul lui Băsescu. Deci toți din România, toți, vă rog, depuneți-vă CV-urile. Că a zis domnul Fritz Dominic, ea a zis că dacă nu găsește nimic pentru postul de city manager în Timișoara, o să meargă la ai umor. Dar cum e să ai simțul umorului ca city manager în Timișoara? Să mergi să vezi palmieri. Să zici palmieri de cacat. Hai că punem tufe în locul lor. City manager în Timișoara. Hai să vedeți ce distrugere au făcut. Primarul robu. Asta înseamnă să ai simțul umorului. Na. Simțul umorului ne cam părăsește când aflăm că Irinel Columbianu nu mai are bani nici de cimitir. Ce bani a avut omul ăsta? A fost în toate topurile și acum nu are bani să-și plătească nici. Că știți, și la cimitir trebuie plătită chirie. Tu-i trenul ei de lume. Nu mai are bani nici de cimitir. Sărac. Nu se grăbește el spre cimitir, dar pentru întreținere. Ce să facă? Să se apuce de daicior de la mangle ciricli ca doamna Maria. Maria, Maria, ce nume frumos, la fel ca sufletul din tine. Omenajeră-mă, Maria, s-a săturat să facă manejul și menajul până Occident și a zis, bă, iau doi bărbați. Ce titlu porno, Maria și doi bărbați fac jaful secolului. Și au mers până Londra, dar nu pe oriunde, pe la locuințele bogaților. Când ăștia erau plecați pe iahturi și pe insule, pac, asta Maria, Maria, Los Buenos Maria, spărgea casele și cam 30 de milioane de euro. În valoare de 30 de milioane de euro o ciordit bunul. Ludovic Orban a zis să vină Maria să mă învețe și pe mine. Ciolacu știe, e prea versat. Da, doamna Maria a ciordit și ca tot românul, nu? Cum au prins-o ăștia? Că era cu cerceiul lui Tamara Eccleston, cercei de 300.000 de euro într-o poză pe Facebook. Dar oricum, familia Eccleston, alu Bernie, cum zice Țiriac, Bernie, prietenul meu, Ecclestone. Au bani destui, nu știu de ce au reclamat-o la poliție, vai de noi. La mulți ani bărbaților, ziua internațională a bărbaților astăzi. Chiar avem și noi o zi internațională, pe 19. Când e și ziua lui Ungur Bulan, la mulți ani, Pitbull, bine, Pitbull. Da, o zi importantă. Monica Lovinescu, născută tot din 19, tot în 19 noiembrie. Ziua internațională a bărbatului. Să fim bărbați. Să-i zicem la mulți ani și lui Maia Sandu, Maiei Sandu din Republica Moldova, că și ea e bărbătoasă. Și ziua internațională a toaletei. Ai ce chef o să tragem noi în Buda din fundul curții, că azi e ziua internațională a toaletei. Tragem cu artificii și ne ștergem cu ziare. De unde ziare? De la... Nu mai contează.
Să le combinăm, ar ieși ziua internațională a bărbaților care nu ridică capacul toaletei sau care ridică capacul toaletei. La mulți ani bărbaților, la mulți ani toaletelor, la mulți ani tuturor celor care dau o cafea pe buymeacoffee.com/nicubendea. Joia a fost azi, mâine vine, ne vedem la 10 și sâmbătă cu niște reluări, cu niște decupări de pe la 11 dimineața. V-am pupat, v-am salutat, Alex, sărmâna de cafea. Zici și colegilor, bă, dați la prof o cafea, că vă pomenește aici, ca la mănăstirea, la aici, v-am salutat, numai bine. Închide che, că nu se închide. Trebuie să schimb și telefonul.